Sfântul Nicodim Aghioritul s-a născut în anul 1749 în orașul Naxos, situat în sud-estul arhipelagului Ciclade din Marea Egee. La vârsta de 16 ani, este trimis la Smirna pentru a deprinde învățătura dascălului Ierotei. Aici a învățat latina și franceza, devenind un bun cunoscător al sfinților părinți. În anul 1770, după terminarea studiilor, Nicolae se întoarce la Naxos, unde metropolitul Antimos îl angajează secretar la vârsta de 26 de ani, după câteva vizite în Sfântul Munte, intră în monahism la mănăstirea Dionisiu. Episcopul Macari al Corintului îi va cere să corecteze și să pregătească pentru tipar Filocalia. Este tipărită în anul 1782 în Veneția. Datorită dorinței de a se dărui total rugăciunii în liniște, Sfântul Nicodim Aghioritul părăsește mănăstirea Dionisiu și se retrage într-o chilie aproape de Haries. Apoi se se retrage într-o insulă aproape pustie lângă Eubea în anul 1782. A trecut la cele veșnice pe 14 iulie 1809. Tomosul de canonizare al Sfântului Nicodim Aghioritul a fost emis de către Patriarhul Ecumenic Antenagora I împreună cu membrii Sinodului pe data de 31 mai 1955. În bisericile romano-catolice este venerat Sfântul Camil de Lelis. Camil s-a născut în anul 1555 la Chieti, localitate la poalele munților Abruții din centrul Italiei. Încă de tânăr a rămas orfan de mamă și nu după mult timp a murit și tatăl său. A rămas cunoscut ca tatăl săracilor, inițiatorul și animatorul Ordinului Slujitorii Bolnavilor, ai cărui fii îngrijau gratuit bolnavii din opt spitale și aveau să deschidă în toată lumea creștină nenumărate școli ale iubirii. Ca semn distinctiv al asociației sale, Camil a prescris o cruce roșie cu cusută la vedere, pe haina specifică pentru acest motiv era numit încă fiind în viață Sfântul Crucea Roșie. Camil a murit pe 14 iulie 1614.